Suntem tot în grădina botanică București și vă arăt un pom pe care eu îl vizitez de fiecare dată când ajung aici. Este aclimatizat, cred că are 30 de ani, deși e sub formă de tufă și crește fără nicio problemă. Este vorba de rodiu. Este ascuns undeva lângă sâra veche. Și este o tufă plină de rodii, neîngrijit, păcat de el, dar totuși i-a climatizat și la noi. O creangă deja s-a rupt. Sunt mai mici într-adevăr pentru că nu e îngrijit, dar dacă era îngrijit și ținut sub formă de copac, probabil le făcea un pic mai mari. Nu sunt coapte în perioada asta. Mm.